Salut! E sâmbătă seara, e ora 18, suntem pe Hunedoara TV și bineînțeles la HD Party. Suntem la HD Party pentru că trebuie să vedem cum ne-am petrecut săptămâna trecută. Săptămâna trecută am fost la banchetul claselor a 12 de la Liceul Decebal. Liceul Decebal are un colectiv foarte frumos și trebuie să vedem cum s-au petrecut cei din clasa 12 care au terminat liceul. Și le mulțumim cu această ocazie că au fost alături de noi în ultimul an. Cam toate acțiunile lor ne-au fost anunțate, am fost la acțiunile lor și putem să spunem că ne-am înțeles cel mai bine cu cei de la Decebal. HD Party urmează să vă arate acum banchetul de clasa 12-a a celor de la Decebal.
No need to lie, yeah. Life is waiting for me. Goodbye, goodbye.
Internetul ajută pe mulți oameni, în special pe cei care sunt foarte activi, bineînțeles, pe internet. E bine, s-a format un grup pe o rețea de socializare a pasionaților de mașini. Un grup care a avut o aniversare. Aniversarea a doua sau a treia, s-au întâlnit peste 50 de mașini și urmează să vedeți un material filmat alături de pasionații de mașini, bineînțeles. Pe care o avem astăzi este a treia ediție a întâlnirii cu Opel Hunedoara. Întâlnirile noastre, în primul rând față de orice alte întâlniri, sunt întâlniri dezinteresate. Scopul nostru este de a ne ajuta. Eventual putem face o diagnoză gratis membrilor și lucruri de genul ăsta care în zilele astea nu se prea întâmplă. Gratuități, altruism, cred că asta e ceea ce caracterizează Club Opel Hunedoara. Provin din mai multe părți membrii. Cum v-ați constituit ca și grup? Ne-am constituit pe un forum, asta fiind prima întâlnire care avem în afara forumului. Am avut întâlnirea pe un cunoscut site de socializare care ne-a oferit posibilități mai multe de a ne putea întâlni. Nu sunt doar posesori de marcă Opel, Opel însemnând doar forumul pe care ne-am întâlnit sau forumul care ne-a ajutat la întâlnirea, la organizarea primelor întâlniri. Deci tot știu eu, aveți planuri, vă măriți? Pe viitor avem planuri să ne extindem, dacă putem, să mai cooptăm noi membri, să mai cumpărăm eventual știu eu ceva cu care să putem să ne ajutăm unul pe celălalt, să facem schimburi de numere de telefon, să ne ajutăm în diverse situații în care ești pus cu mâinile în sus și nu te ajută nimeni. Astăzi avem în jur de 35-40 de participanți cu mașinile lor. Cum vă ajută acestea? Ce facilități aveți? Păi suntem acolo pe clubopel.com și acolo avem toate problemele care se pot întâmpina la o mașină, o marca Opel, desigur. Și ne putem ajuta unul pe altul, ne scriind, primind răspunsuri cu diferite probleme care le are mașina. Practic discutați din mai multe orașe, vă întâlniți? Da, nu, deci discutăm doar acolo pe forum, din toată țara. Nu ne cunoaștem, numai vorbim acolo. Schimbăm numere de telefoane dacă e nevoie pentru a ne ajuta. De exemplu, și pe mine m-au sunat alții care vreau ceva ce am făcut eu și desigur le-am ajutat cu foarte mare plăcere și eu am fost bucuros când m-a ajutat altcineva. Pe cât timp sunteți membru al clubului? De vreo jumate, cam așa, membru. Ce facilități aveți? Facilități, cunoștințe noi, prieteni noi, vedem tot felul de mașini, discutăm despre problemele astea. Honest, distracție. Până acum ați mai participat la o astfel de întâlnire? Da, da, că e al treilea an, al treilea sezon. Avem și câteva întâlniri în timpul anului, mai micuțe, unde ne întâlnim mai puțini de obicei. Acum au mai mulți din tot județul, au venit la întâlnirea aceasta. Sperăm să unde ați venit? Din Hațeg. Sunteți singura doamnă a clubului? Se pare că da. Cred. Ce ați învățat până acum? Cu ce v-a ajutat clubul? Informații, diverse chestii care le poți rezolva fără să dai bani. Ce
Ceilalți membri ai clubului, având în vedere că sunteți singura doamnă, sunt prietenoși, cum se comportă? Foarte prietenoși, foarte săritori. De unde veniți? Din Arad. Cel mai de departe, da. Astăzi prezent. Da, am zis că le fac o surpriză și am reușit. Sper. Spuneți-ne, vă rog, câteva lucruri care se întâmplă astăzi. Păi astăzi am înțeles că este întâlnirea națională a lor și sunt singurul din Arad care am venit. Și anul trecut am fost și anul ăsta. Da, normal, sigur. Păi Opelul, indiferent de ce mașină conducem, Opelul a rămas pentru fiecare. Eu înainte am avut un Opel și probabil, cum se zice, prima dragoste. Indiferent de ce mașină conducem acum. Până acum, știu, v-ați izbit de probleme, ați apelat la membrii ai clubului? Da, chiar acum am un Mercedes și datorită Club Opel am reușit să repar o problemă care mi-a costat aproape 1000 de euro și m-a costat 25 de lei. De cât timp ești membru al clubului? Din 2008. Nu, clubul s-a constituit de mai demult. Atunci am luat prima mașină, am avut un Opel Omega, o mașină care mi-a rămas la suflet. O altă mașină, un Opel Omega, este la un alt coleg, acum a venit cu ea. Acum eu am o altă mașină, nu mai am Opel, dar spiritul Club Opel a rămas în noi, în toți. Clubul Național de Dresaj, cu sediu în Deva, bineînțeles, pentru că Deva are un renume și rădăcini adânci în kinologia românească, a organizat de 1 iunie, de ziua copilului, o paradă cu căței. Parada s-a numit Copiii și Căței, bineînțeles. E bine, noi am fost acolo, am filmat, ne-a cam oprit ploaia pe unii să mergem la paradă, dar tot am prins câțiva copii drăgălași care au fost cu căței lor acolo. Trebuie să-i vedeți. Spune-mi, îți plac căței? Da. De ce? Pentru că-s frumos. Pe cățelul tău cum? Hana. Și de cât timp îl ai? De un an. Și ce știe să facă? Se dresaj. Ne poți arăta ceva ce poate să facă cățelul? Mă cheamă Tudor și am 5 ani. Și îți plac căței? Da. De ce îți plac căței? Îmi plac. Dar nu știu de ce îmi plac. Astăzi de ziua copilului, clubul de dresaj canin din clubul local Fidelius CDC Deva face o paradă a raselor pe centru Devei și oferă cărți cadou tuturor copilor care vin să vadă căței.
La aniversarea a 20 de anișori a unui mare magazin din Deva au fost două formații. Una foarte renumită, Voltaj, care v-am prezentat-o săptămâna trecută și, bineînțeles, una care a participat la un concurs pe Facebook. Încă o dată vă aduc aminte de HD Party, vedeți Facebook-ul ce face, să dați like acolo. Pe Facebook, magazinul respectiv a avut un concurs. A selectat din mai multe trupe o trupă, se numește Incognito. Ei bine, ei au fost în turneu național cu aniversarea a celor 20 de ani și au fost și la Deva. Trebuie să-i vedem pentru că au făcut un spectacol remarcabil. Și domnilor Andrei Lumb la Fioară!
Bravo vouă! Păi patru moși o babă, patru moși o babă, au venit să vadă tinerii dansând. Gustă o cinzacă, gustă o cinzacă, începe să le placă și mai cer un rând. Utoara cu cinci persoane cântă cu foc și perechile de tineri au morit la joc. Hai și pentru voi strigăm o vreo de așa. Pui șa, păi numa, numa, numa. Dar să mai ardem cât e una. Și foie pe din Paraboi. Păi zi un disco de la noi, mă. 1, 2, 3, go! Fetele optează și acum visează numai pe țituri. Utoara cu cinci persoane cântă cu foc și perechile de tineri au pornit la joc. Azi în satul de pe deal s-o făcut un mare bani. 1, 2, 3, da! Înainte să închei, vreau să vă readuc aminte de pagina noastră de Facebook, HD Party. HD Party care promovează cam ce înseamnă petrecerea și timpul liber al vostru, a celor din județul Hunedoara și nu numai. Cauți acolo un eveniment, sigur o să-l găsești. Dacă nu e acolo, înseamnă că trebuie să-l postezi tu, pentru ca să-l facem și noi cât mai vizibil. E bine, săptămâna aceasta avem 3 evenimente mari și late anunțate pe pagina noastră de Facebook. Festivalul Virșilor, care va avea loc în fața primăriei din Deva și unde va cânta, bineînțeles, și Mihai Mărginean. Iar Guess Who va veni în Tarabostes. Să sperăm că o să fie foarte multă lume, pentru că el merită un public cât mai numeros și Tarabostes are unde să adune cei mai mulți petrecăreți din județul Hunedoara și nu numai. Și Pragul de Sus va veni la noi în Deva, la Old House, o locație unde noi vom merge, iar săptămâna viitoare vă vom prezenta un material de acolo filmat cu băieții de la Pragul de Sus. Până săptămâna viitoare, eu vă salut și să nu uitați să dați like la HD Party.